O viață, un destin, o poveste trăită frumos, discret, cu demnitate. Despre regina Ana României se știu puține. A stat mereu lângă rege și familia ei, devotată, la bine, la greu, în ceasuri de fericire sau exil. De 8 martie, fiica ei cea mare, principesa Margareta, îi aduce un omagiu, o carte despre viața reginei și un interviu în exclusivitate pentru Observator. O regină în exil, o soție devotată până la moarte soțului ei, regele, o femeie care nu s-a dat înlături de la muncă. Ana a României este toate acestea la un loc și, mai presus de orice, e mamă pentru 5 fete. Nu cred că era o mamă foarte convențională, pentru că mama mea e puțin rebelă, cu mare sens umorului. Era o copilărie foarte veselă și plină de aventuri. S-a amuzat cu noi, s-a plimbat cu noi, a inventat tot felul de povești. Viața reginei Ana nu a fost întotdeauna ca în povești. A fost voluntar în al doilea război mondial, a vândut panglici, a grădinărit și a crescut păsări. A fost nevoită să-și vândă bijuteriile când familia a rămas fără bani, dar niciodată nu și-a pierdut bucuria de a trăi simplu și le-a învățat asta și pe fiicele ei. A rămas puțin copil și ea. Deci am descoperit lumea împreună. Tot timpul era atât de leală, atât de îndrăgostită de tatăl meu și era pentru el o forță, o prezență puternică, un partener, o prietenă. I-a stat mereu alături regelui și a iubit România încă dinainte de a o vedea. A cunoscut-o însă din povești. Pentru ea era ca o poveste, era ceva misterios, interzis, și era îndrăgostită de țara noastră. Zeci de amintiri și fotografii de familie pe care principesa Margareta le-a adunat în cartea Ana, portretul reginei. Prima mea călătorie în avion. Astăzi sunt eu și cu Elena. A fost foarte geloasă. Volumul e lansat astăzi, de 8 martie, ca un cadou pentru mama ei, regina.